Bine vă găsim la episod de Gând și despre caractere. Astăzi să vorbim despre Arrechino. O să o luăm în ordine. În primul rând o să vorbim despre talente, ce fac fiecare talentă, ce recomand să maxați. După aia niște constelații să explicăm exact cum funcționează și ce constelații chiar s-a meritat și ce fac fiecare constelație în parte. După aia armele și artefactele. Și să nu uităm că o să vă recomand niște echipe pe la sfârșit cu mii gameplay ca să vedeți exact cum funcționează. Să-i dăm drumul! Talentele lui doamna Arlechino, să începem frumos frumos cu primul basic attack o să normal attack-ul al lui Arlechino, pur și simplu este consecuția de 5 care lovesc în uh, pur și simplu este sursa ei principală de damage, deci de acum recomandarea mea este maxarea uh, normal attack este primul lucru care trebuie să faceți. Uh, EU sau Element skill pur și simplu este sursa prin care ea își poate accentua și nu își poate, își accentuează zic, atacul. Uh, cu asta fi spuse, nu i obligatoriu maxat pentru că nu scalează exact din ei. EU trebuie doar ca să poate accentua normal attack-ul. Element burst sau, uh, cum zic eu, abilitatea de execute este pur și simplu o abilitate care dă foarte mult damage dintr-o bucată și dă hilar arlechino Asta e tot pe scurt. Uh, pentru că nu trebuie obligatoriu maxată dacă vrem o ordine de talent, o să fie normal cu ultimata și după aia uh, element skill-ul, pentru că așa vă puteți accentua treptată damage-ul să vedeți când mai des. Așa cum am spus, element skill-ul nu îi crește prea mult valorile de damage în sinea la Arlechino, dar element burst-ul vă poate uh, ajuta să vedeți niște numere mult mai frumoase. Prima pasivă, Agony Alon, pur și simplu vă spune pe scurt că aveți o bară roșie în care se umple treptat cât timp aveți element skill-ul pe inamic. În situația asta nu aveți voie să primiți heal de la aliați, primește heal doar de la ultimata sa și după 5 secunde ce uh, pe inamic sau element skill pe inamic și o să accentueze damage-ul la Arnechino cu foarte mult. A doua pasivă, Strength Alon este o pasivă, ca vă spun pe scurt, ca și damage reduction, ca să nu vă puteți vaista chestia, să rezistați mai mult într-o bătălie, știind că aliații vă pot da heal și poate ultimata nu aveți sau vreți să accentuați damage-ul, pur și simplu la fiecare 100 atac să primeți eleme uh, rezist și fizică rezist, în care ajunge maxim la 20%, asta în jur de. Uh, 3000 uh, atac aplica uh, aplicați toată pasiva, nu o să ajungeți până acolo, nici vorbă, pentru că calculul o să pornească de la 1000, poate cu niște rezonanță de uh, pyroc, poate cu un Benica în cazul ăla o să ajungeți. În mod normal pasiva asta nu vă întrează foarte mult. Că de obicei cu arlechino jucați o sau un Zongli pentru un shield sau pentru un ajutor. Să nu aveți probleme într-un fighter mai grele. Ultima pasivă tot e vorba de singurătate. Tot în titlu ca ea e singuratică în cazul ăsta. Pur și simplu toată lumea până acum a avut pasivă că ajută aliații, că ajută la explorat. Ea nu. Ea pur și simplu spune că... În bătălie, Arlecchino primește 40% mai mult uh, Pyro Damage și se poate asta uh, să primească heal doar de la Element burst -ul. Și punct. E cea mai frumoasă pasivă care se poate. Un caracter care are buff mai mare de la sine însuși singuratică. Să trece repede prin constelații și vă spun tot pe scurt. Prima constelație, în momentul la care aveți element skill-ul pe inamic, o să dați mult mai mult damage. Asta vă ajută foarte mult să accentuați damage-ul care ea face în sine și chiar se simte foarte mult. Uh, pur și simplu, constelația 2 este uh, partea aia cu X ca încarcă instant și crește pyro damage-ul pentru 15 secunde, în care în același timp o să ofere mult mai mult damage. Constelația 3 este pur și simplu basic attack-ul Pot ajunge la mult mai mult Asta e extraordinar Constelație 4 este momentul la când primiți La element skill-ul mai puțin Cooldown, adică puteți să spamați mai des Să vă încărcați bara roșie mult mai rapid Și ultimata se încarcă și mai repede Constelație 5 Ca de obicei este bazat pe ultimata Adică ultimata facă mult, mult, mult damage Și constelația 6 este unica care Pot să putem pune că devine Cea mai puternic caracter din joc Pur și simplu primește 700% mai mult bon of life, adică bara roșie o să accentueze mult mai mult damage. După 20 secunde și element skill este prin dinamic. Arlechino primește norm attack și burst attack 10% criticare și 7% critica damage și treaba asta se poate face odată la 15 secunde. De deci dacă calculați bine, aveți 5 secunde în care pasiva asta se stachează, adică o să fie 20 criticare cu 140 critica damage și da, merge pentru că am văzut cum funcționează. Uh, De-aia 6 -le, uh, destul de stricat pentru că puteți da chiar insta-kill-uri la anumite uh, fight-uri. Armele lui chino frumos, frumos, ea îi uh, pe primul slot, adică arma ei, pur și simplu Crimson arată delicat. După aia avem alte variante, cum puteți vedea, este uh, Statofoma. Arma lui uh, Xiao 2 după aia sunt variante de la Battle Pass, chiar ambele lance de la Battle Pass, Dead Matches și uh, tridentul mere extraordinar de bine, sunt și chiar free to pentru 3 star sau uh, sunt tone de arme care merge pe ea pentru că acest caracter este atât de flexibil și o să vedeți și la echipe, la ce echipă o să vă arăt astăzi, încât... Echipele nu compensază atât de mult damage-ul care îl face pentru că ea este un fel de solo caracter, uh, echipa pentru ea e un fel de ajutor, să accentueze damage-ul care îl face. Damage-ul mare oricum îl face. La artefacte, provizorul pe-a mea, că încă este uh, primele zile de farmată, n-am găsit nicio piesă bună încă din setul ei. Uh, setul ei este acesta, uh, este extrem de puternic pentru că are o pasivă genială pentru ea, când timp este în bon of Life, adică în bara roșie. O să aplice 18% cris damage-ul de 3 ori, asta chiar... Uh, e mult mai puternic decât ori alt set care puteți avea în joc pentru ea în sine Și recomandările mele pentru Sand, Gombet și Cycle o să fie în felul următor pe sendul să fie atac la în orice situație, pyro damage sau atac depinzând de statusuri pe gomble și depinzând ce vreți să urmăriți. Dacă vreți să dați mai mult damage pe element skill o să fie atac, dacă vreți să dați mai mult damage pe chat, dacă și pe Beast o să fie pyro damage în care să ajutat destul de mult. Pe cycle o să fie în funcție de armă care aveți, dacă aveți armă cu critical damage o să fie în mod normal uh, critical rate ca și uh, cycle, dacă nu invers. Acum de, uh, cycle-ul depinde chiar de tot ce aveți și de ce status are pe set, dar în mod normal o să fie un atac gombe du pyro damage și uh, critical damage o să fie uh, cycle-ul. Și mai avem și alte variante de seturi, alternative, până vă faceți rost, până vă puteți acomoda cu ea, pur și simplu, avem un gladiator, mai avem un sheminawa, mai avem două bucăți cu două bucăți. Uh, toate au același status, toate se numește același status. Recomandarea mea principală pentru ea îi uh, să aveți uh, Minim 2500 de atac, cu un pic de M, 100 M chiar ajută, uh, HP-ul uh, 20-25, chiar dacă puteți și mai mult uh, nu strică, pentru că ea trebuie să reziste și să facă damage-ul care îi uh, consecutiv. Cu asta vi spuse uh, ce am putut obține din... Uh, uh, Gladiatorul meu este 75 cu 226. O să vedeți cu acest build uh, cât damage poate să facă cu o echipă, pot să zic, destul de improvizată, dar care mi-a plăcut cum funcționează. Sunt mu mult mai multe echipe, dar cam așa trebuie să aibă statusuri cu orice set. Uh, din nou, ca să nu uitați, recomandarea mea este să accentuați atacul. Mini 2500 chiar 3000 recomandat. Criticare tu mini 70-80 ar fi lux. Uh, dacă aveți arme 2500 ar ar fi cea mai bună opțiune uh, pentru ea la critical damage, dar în acest timp să nu renunțați la atac. Uh, 2300 a spune că e balansul, artefactele mele nu-s wow, se vede, da Asta este, hai să vedem un pic de echipe cu ea și pe aia gameplay-ul promis. Bine și echipe care l-am pregătit ca să vedeți exact câte poate storie de echipă care merge pe uh, Arelechino. Uh, asta e echipa care mie mi îmi place personal, jucat în zilele astea chiar de când au apărut, două zile, trei când de când au apărut. Deci echipa asta m s-a desfăcut foarte mult și să vă arăt astăzi pentru că cu ea o să facem gameplay-ul promis. Uh, Dar să știți bine că Arelechino merge în tonic de echipă nu are o restricție, mere extraordinar de bine a, după aceea avem vape clasic cu 2, Hydrox și Ginu pentru heal-ul, uh, ca dacă nu muriți instant, dar aceste numerele sunt foarte mari din cauza lui Furina. Să nu uităm și de Meltul. Meltul revine cu damage enorm de mult, mai ales cu 2 uh, Cryo mai ales cu Sherlock, care pică mult uh, rozare și cu critică din în cazul ăsta, cazul amplifică reacțiile, numerele sunt absurd de mari, din păcate nu mereu, dar sunt absurd de mari, deci merg extrem de bine în cazul ăla. Mai avem burning-ul. Uh, burning-ul uh, burning mi-a plăcut cum funcționează, mai ales că uh, element skill luar de chinul funcționează și că nu e pe teren și burning-ul în continuare și în continuare, în continuare, în uh, continuare. dacă vreți uh, un mic short de pe cum funcționează echipa, lăsați în comentariu. Să referitor la orice echipă care vreți aici să vedeți extra în afară de echipa care vă arătat astăzi, lăsați în comentariu și o să vă arăt pentru un shorty. Uh, avem uh, Burgeon, nota 10. Vreți să muriți rapid? Damage-ul e enorm de mare. Alegerea potrivită se întoarce Bărgeonul, dar nu cu Deia, dar cu Arlechino, și care merge extrem de frumos. După aia avem cu Șerveus. În sfârșit și încă o dată Șerveus rupe fâșul la toată lumea. Echipa asta Uh, vă recomand dacă nu veți să jucați orice alt clasic, în locul lor de mere fișil toată ziua, am încercat mai bine cu fișil, merge sincer, pentru că ultimata e constant, o zi constantă, la Raiden trebuie să o opriți un pic parlecino din asta ca uh, Bone of Live-ul, deci în cazul ăla mere extrem de bine și cu fișcil. Dar uh, să nu uităm și de clasicul Pyro, cu Cazua și Furina. Uh, în cazul ăsta, da, este uh, de ea ca să nu-și poată lua este la Arlechino sau să nu poată-și lua Noca pentru că eu, Ludea, știți bine că e un fel de tank, asta e în cazul că Zongli nu există în contul vostru. După aia avem 3 pyro și un cazua care merge extrem, 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 extrem de frumos, mai ales dacă luați paprika o luxaling, fiind uh, să să joacă un pic de 2500-3000 atac, ca paprika o la care dă la 100 mai mult procentaj de damage, o să ajută foarte, 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 am multe foarte în, vocabular, dar foarte, foarte mult. După aia avem clasicul Hutao build, dar nu cu Hutao de data asta, cu Arlechino de data asta și care Skinchu este esențial aici mai bine decât Elend din Cauză că trebuie să dați și la Zongli sau la Furina ca să Furina să bătă. staca cam mai mult pe ultimata care are. După aia avem uh, ultima, dar nu cea din urmă, e echipa safe. Echipa safe în care e pus simplu uh, Bennett, uh, ardechino Zongli și Cazua. Uh, jucați oriunde, nu moare niciodată nimeni. Pentru că Zongdi și Bennett, Cazua, Centoare, recomandarea mea să jucați contra Bosch cu elemente diferite referitor contra unul care are Hydro Application, unul care are Electro sau tot așa. Uh, cryo, pentru a putea accentua foarte bine, că știți bine că Arlechino cu uh, reacțiile funcționează extrem de bine. Haideți să vedem gameplay cu echipa propusă. Suntem aici la noul uh, Testing Arena, care a lansat cu 4.6 patch. Pur și simplu vă conferă să jucați away caracter, să vedeți cât de bună îi. Începeți mereu orice build, orice fighting cu Eulul Arlechino. După aia dați tot, 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 tot înainte, până... Se face X-ul, cum puteți vedea, mai mare După ce X-ul este mai mare, puteți ați schimba pe ea sau să continuați uh, orice alte tip de caractere Pentru că, știți bine, uh, durează 30 secunde, EU pe inamic uh, Că nu prind eu ai, ai altă mâncare de pește, e vorba de încredere în sine Eu cu crit nu mă înțeleg și nu m-am înțeles niciodată Cum puteți vedea, damage-ul este destul de fine și echipa asta funcționează exemplar mai dăm X-ul la maxim. Când X-ul la maxim, direct ținem charge atacul și deja începem să dăm foarte mult damage din amic. Cu echipa asta nu cred că puteți muri niciodată și mulțumită lui Eugene faceți numere chiar foarte mari. Cum vedeți, cade foarte mult damage-ul, dar asta din cauza că se termină bara roșie de jos. Cazua ultimata după aia Eugene din nou, pac și ce atac 80k, și scade, scade, pentru că așa funcționează Arlechino, pentru că nu e un caracter să clasic de pot să stai pe teren foarte mult, vreau să vă până când ajunge, ajunge chiar să de 16-14k, e foarte puțin, dar nu e rău dacă vă gândiți, pentru că nu stă niciodată mult așa pe teren, uh, nu te pac, dă, dă și ceva mai mult, acum aici vreau să vi le adun așa frumos, am prins cât mai mulți, bara de jos s-a umplut, când e roșie, baraia o să fie și mai și, uh, pentru că acentoarea este N cu 40% mai mult damage. Yujin, frumos, e full, full pasiv acum. Asta face fără setup-e. cu Yujin uh, care ajută foarte mult la amplificare de damage pe basic. Asta a fost fighting-ul contra multi-target. Să vă și un fighting contra samurai să fie ca să vedeți cum e single-target. Suntem aici la domnul Samurai, așa cum am spus că trebuie să-l batem bine, bine. Începem cu eu, după aia dăm tot ce avem. Vine samurai spre noi, X-ul ăla imediat gata, cum vedeți, soi accentuat din nou. X-ul e tot ce contează să aveți damage mare și charge atac. Asta e damage-ul care puteți vedea pe single target, mai ales că masorii noaptea, deci are rezistențe mult mai mici. Când se termină, pac, ultimata, hiluți, eu, începem din nou. Cam asta e fighting-ul, nu trebuie să stați foarte mult pe ea pe teren, pentru că damage-ul care îl face este uh, în timp scurt, dar foarte mult. Asta vă permite să faceți foarte multe rotații. Damage-ul nu era un single target, nu puteți vedea, dar în mod normal cam asta e damage-ul care puteți vedea fără set -way. cu set vă anunț de acum, damage-ul o să urce considerabil de mult, chiar uh, să vedeți 100 cauri cu 100 cauri, pentru că asta are de chino un caracter foarte. Balansat Cu astea fi spuse Mulțumesc de urmărire. Dacă aveți o întrebare Lăsați în comentariu Ne auzim la următoarea Pa, pa!